Vă mulțumim pentru aceste încurajări. De fiecare dată vă spuneam că acești tineri se constituie într-o familie duhovnicească și cântă Sfânta Liturghie în fiecare duminică la Biserica Lucrății Noi. Sunt fie studenți la facultăți medicină, farmacie, absolvenți de artă și așa mai departe, dar sunt din toate zonele țării, din Maramureș, avem și costume din Maramureș, din toate zonele, din Moldenia, din Moldova, și ne bucurăm că ei chiar această familie a neamului românesc și ne fac să înțelegem că niciodată nu este prea târziu și cred că participarea la aceste serii este o participare și mă bucur că dumneavoastră i-ați încurajat. Ne mulțumim și lor pentru această prezență și mai ales pentru această căldură a straiului românesc pe care îl prezintă de fiecare dată. Urmează Tomi Cristin, care se știe este acolo la Teatrul Național și este și student al Facultății noastre.